La nici câteva luni de la achiziționare, elevii au renunțat deja la ținuta școlară, deși i-a costat aproape 2 milioane de lei vechi o uniformă. Aceștia susțin că hainele primite sunt fie prea mari, fie din alte materiale decât cele comandate. Reprezintă interesele tuturor copiilor și singura nemulțumire a fost că ultimile uniforme care au fost făcute, au fost făcute din alt material. Nemulțumirea este fiecăruia în parte, pentru că sunt în aceeași clasă și sunt 4 elevi care mi s-au făcut uniforme din alt material. Nu îți plac uniformele? Nu. De ce? Pentru că nu-mi plac. Îți vin mari? Nu sunt pe măsura ta? Da, sunt cam mari. Și nu vi s-au luat măsuri până acum? Ba da, ni s-au luat, dar tot așa mari sunt. Cea care a comandat uniformele a fost directoarea de atunci a liceului, Elvira Șarapatin, președinta organizației de femei a PSD Gurj, care în aceste zile a fost de negăsit. Actualul director promite că va discuta cu părinții elevilor nemulțumiți pentru a lua o decizie în acest caz. S-a format o comisie care se va ocupa în primă fază cu colectarea datelor reale. Câți copii sunt mulțumiți, câți sunt nemulțumiți, de ce sunt nemulțumiți, după care urmează să rezolvăm această problemă în următorul Consiliu Profesoral. Cea care s-a ocupat de uniformele școlare este Iulia Vână, membru cunoscut al PSD Gorj.